iarna, din păcate, tot mai rar se face gheața, tot mai târziu, tot mai puțin, și de asta încercăm să profităm cât avem gheață. Că dacă câteva zile de căldură, va cădea toată gheața care o vedeți aici. Ce să zic, asta ne place nouă să facem, nu știu de ce, lipsă de adrenalină, nu știu exact. Sau... Lucrez la mină, sunt topograf la IMM Vulcan. Sunt pensionari minieri și nu toată lumea. Deci doi băieți sunt pensionari minieri și unul e și salvamontist la Lupen la Straja. Am făcut-o acum 20-25 de ani prima dată, așa ceva. Undeva în Chile Taia, în partea cealaltă, lângă Petrila acolo. Dar ce are special zona asta, Cheile Jiețului, și atractiv pentru cei care practică astfel de sporturi? Cel puțin pentru gheață este o zonă foarte bună. Sunt foarte multe priașe și izvorașe care curg pe versant și se formează foarte multă gheață și iar sunt foarte ușor accesibile, pe când în alte locuri trebuie să urci pe foarte multe munte, ore întregi ca să ajungi la o gheață de genul. Dacă faci des asta, nu e un efort foarte mare, pentru un începător e destul de greu. Față, în comparație cu cățăratul pe stâncă, aici îți faci tu priză, adică practic ai piole și colțari cu care să faci oriunde vrei tu o priză. Și te cațări fără... E periculos? Periculos este, nu știu, și te trafește strada, dar este într-adevăr periculos. Dacă știi ce să faci și mai știi, eventual nu reduci toate riscurile, dar na, asta e, ne sumăm asta. Ce echipamente îți trebuie? Trebuie colțari, pioleți, corzi, mult, mult mai multe, dar astea sunt principalele. Ce s-au întâmplat până acum, evenimente, nu știu? Așa de lovit, ne-am mai lovit câte un pic sau așa, dar nu ceva serios sau așa. Te mai lovește, mai, nu știu, dai un pic de gheață sau în caz, dar în general nu, n-am avut evenimente. Dacă nu e gheață, ce faci? Când nu e gheață, ne cățărăm pe stâncă, facem speologie de toate felurile, cu apă, fără apă, coborâri vertical în peșteri, via ferata, nu știu, multe, deci nici nu vin toate. Da, și minerii au pasiuni din astea, adică, practic... Știu mulți mineri care fac asta și din ei mulți sunt ieșiți la pensie. Deci grupul meu e doar o parte care umblă acum, sunt mineri. Deci foști mineri care au ieșit la pensie, pentru că la 45 de ani. Și unii din ei au început atunci doar să umble pe munte pentru că mai aveau activitate și nu mai aveau ce să facă. Alții făceau dinainte. Dar crezi că se poate face turism din povestea asta? Eu zic că da. Deci acum, în vara asta, mi-am făcut și eu... atestat de ghid montan și o să încep să practic chestia asta ca turism, bineînțeles tot aici în zonă, în principiu. Sunt, deci foarte, foarte mulți oameni umblă și foarte multă lume nu înțelege și nu vrea să aibă pe cineva care se pricepe și care să fie cu ei ca în caz de orice să le asigure siguranță. Deci în cazul de față, noi am mers, am pus niște corsuri, am făcut niște asigurări și am pus mai multe corsuri pe care ne putem cățăra pe diferite linii, diferite, nu numai aici. Și acolo, la mijloc și în capătul din stânga. Iar când gheața e mai bună, se poate cățăra cu niște cuie de gheață care ți asiguri tu și mergi de jos cu coarda și o duci sus. În cazul de față am ocolit și am pus pe lateral coarda. Cât de groasă e gheața asta ca să vă țină? Acum depinde, dar dacă ea e fixată de perete, e de ajuns să fie, nu știu, și 50 cm și destul. Acum asta e mai groasă, dar se formează țurțuri care se tot lipesc între ei și ușor se formează. Dacă se vede în spate, și goluri, pentru că sunt plombe și acolo. Dar nu, aici, cumva de sus undeva, vine cascadele cele mai ușor, se formează unde curge apă puțină, nu multă. Deci la cascadele mari,
se formează doar când e ger foarte mare. În rest, nu se poate. Da, da. Pentru că se mișcă apa și atunci se formează doar când e ger. Aici, picurând peste tot apă, e cel mai ușor să se formeze cascadele de genul ăsta mai mari, așa. Și sunt multe locuri de felul ăsta pe căile jetului? Mai sunt încă câteva, încă două, trei, cel puțin, care știm, care sunt în partea de jos a chelor, dar care încă nu sunt formate cum trebuie. Nici asta nu e perfectă, dar alea sunt mai rele, adică acolo e cumva mai cald un pic în partea și atunci se formează mai greu.